Doi invitați special, veți vedea, din nou promovăm un tânăr pășcănean ce promite dintr-un anumit punct de vedere. Veți afla parcursul emisiunii despre ce este vorba. Înainte de a da drumul la treabă și a intra propriu zis în subiectul emisiunii, trebuie să facem o precizare. De ieri s-a schimbat modificarea cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Cei de la RDS RCS au umblat în grila de programe și au pus postul BIT-TV și în zona Iașului și în municipiul Iași. Practic de ieri postul nostru se vede și în municipiul Iași. Asta după ce în ultima perioadă ne-am extins și pe Hârlău, Târgu Frumos și multe comune din zonele acestea, cele menționate din Iauri și bineînțeles și în zona Pașcaniului. Bun, pentru SMS-uri și mesaje în această seară 0723729012. Așteptăm mesajele dumneavoastră și propunerile dumneavoastră, bineînțeles. Până în alta, vă spunem că avem doi invitați speciali, practic trei invitați, unul este permanent, vorbesc despre coprezentatorul meu, Radu Ifrim, profesor de sport. Bună seara, Radule! Bună seara, Cristi! Și trebuie să spunem telespectatorilor că TV Beat se recepționează pe frecvența 727,25 pe RDS. Bun, perfect. Cu mențiunea asta făcută, tehnică, să spunem așa, Radu se pricepe mai bine din punctul ăsta de vedere, trebuie să recunosc că aici pierd puncte în fața lui. Doi invitați, îl avem pe directorul Clubului Copiilor, domnul Gabriel Ciopraga, mulțumim că ați revenit în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitații. Și pe Robert Andrei Parasca, elev al Liceului Teoretic Miron Costin. Bună seara! Bun, vom trece și la întrebările de astăzi, vom trece și la subiectul de astăzi. De astăzi kartingul, v-am spus, revine în vizorul nostru și nu neapărat kartingul, cât și unele activități de la Clubul Copiilor. Încercăm să abordăm mai multe teme în această seară, dar în special principala temă va fi cu siguranță kartingul. De curând, Clubul Copiilor a obținut personalitatea juridică. Am vrea să discutăm un pic despre lucrul acesta pentru început. Știu că v-ați bătut foarte mult. Noi am avut o felul de discuții pe parcursul emisiunii și, mă rog, am reușit într-o oarecare măsură să ajungem și la acest subiect cu personalitatea juridică. Bun, cum a fost obținută, cât timp v-a luat și pe unde a trebuit să umblați, pe la câte ministeri ați umblat pentru a reuși lucrul acesta? Păi n-am umblat decât la un singur minister, la Ministerul Educației. Dar ca perioadă de timp a fost cam un an și jumătate. Toți cei în speță, cei persoanele decidente au fost alături de noi, ne-au ajutat. Și începând cu 19 octombrie, ne-au venit deciziile pentru recăpătarea personalității juridice. Astăzi am avut primul consiliu profesoral, chiar astăzi am avut primul consiliu profesoral, pentru constituirea Consiliului de Administrație, pentru a intra în legalitate cu tot ce înseamnă activitatea Clubului Copiilor. A fost mult, a fost greu. Lângă mine și doamna profesor Maria Vatamanu a fost foarte aproape și ea a impulsionat de multe ori acest lucru. Și atunci am mers de mânuță amândoi peste tot și drept dovadă că s-a rezolvat. Ca să înțelegem mai bine, personalitatea juridică aduce o serie de avantaje. Putem spune că avem Clubul Copiilor în Pașcani oficial, pentru că până acum eram, da, să spunem, racordați de cei de la Iași. Era o structură, deci din momentul în care ne s-a luat nouă personalitate juridică în 2011, am devenit o structură a Palatului Copiilor Iași. N-ar fi fost o mare problemă. Cea mai mare problemă a fost că trebuia pentru orice ștampilă, pentru orice semnătură, să facem 80 de kilometri dus, 80 întors, să obținem acele ștampile și semnături. Nedecontați, fiecare pe banii lui. Dacă, de exemplu, eu cu Robert și cu încă 5 cartiști mergeam la un concurs, trebuia să mă duc întâi la Iași cu tabelul de participare, să obțin ștampilă, semnătură, aviz de deplasare pentru acei copii, pentru copii nu se pot deplasa oricum. Și atunci, normal, 80, 160, după care eu mă duc la Târgu Secuiesc, sau mă duc la Șumbiu Silvanii. Era în plus. Trebuia o ștampilă pe Clubul Copiilor Pașcani, așa cum am avut până în 2011.
Și atunci, normal că era mult mai simplu. Ca să nu mai spun de colegii mei. Asta e, mă pun eu în situația asta. Dar sunt și colegii mei care deplasează copiii. Sunt și colegii mei care vor o adeverință că sunt angajați la Clubul Copiilor. Deci, pentru o simplă adeverință, un format A5, să bați 160 de kilometri cu așteptare. Poate găsim, poate nu găsim, poate se semnează, poate nu se semnează. E destul de greu. Și atunci am reușit. Acum, până în 25 noiembrie, trebuie să ne vină ștampilat la monetăria statului. Am înțeles. E un avantaj, e un lucru bun pentru Clubul Copiilor, din ce înțeleg de la domnul director. Noi am mai discutat, v-am spus, a fost un subiect ce l-a abordat toată presa pășcăneană, nu numai noi cei de la Ziarul Orizont. Și ne bucurăm că s-a ajuns la lucrul acesta. Practic, oamenii nu trebuie să mai bată atâția kilometri pentru o simplă semnătură. S-a întâmplat de foarte multe ori, ne povestea domnul director, să aibă un teanc de diplome, de dus la ea și de semnat. Bun, să-l întrebăm și pe Robert câteva lucruri. Are 15 ani, trebuie să vă menționăm că acesta am plinit săptămâna trecută, îi spunem la mulți ani cu ocazia aceasta și este elev în clasa 9 la Liceul Teoretic Miron Costea. O să vă întrebați de ce este atât de special acest tânăr față de alți tineri pășcăneni de vârsta sa. Se pricepe foarte bine la mecanică, îl ajută în toate competițiile de karting pe profesorul său și de foarte, foarte multe ori spune și domnul Ciopraga ne-a spus că este indispensabil unui astfel de concurs. Hai să discutăm prima dată cum ai ajuns sau care a fost primul tău contact cu kartingul? Prima dată am mers la karting anul trecut când s-a deschis Clubul Copiilor în Vale. Am mers la Clubul Copiilor și m-am înscris la karting, la informatică și la mai multe cercuri. Te-ai înscris practic la toate cercurile care ți-au venit la mână. Nu la toate. Da. Dar pe karting ce te-a determinat? Adică ai discutat cu părinții sau îți plăcea de la început? Ți-a plăcut tot timpul sportul ăsta? Da, tot timpul mi-a plăcut mașina, tot ce țin. Bun, și așa să înțeleg că ai ajuns și către mecanică sau cum a fost legătura cu mecanica? Legătura cu mecanica a fost ceva ce a venit. După ce m-am scris karting, eu kartingul consideram numai mașinuță și s-a dovedit că este și muncă, multă muncă. Domnule director, cum l-ați descoperit pe Robert? Cred că s-o descoperi singur, la modul că s-a înscris la mine la cerc, la modul că este un copil foarte bine organizat și ca timp, și ca spațiu, și ca mentalitate. Deci copilul ăsta este un copil care lucrează la secundă. Pe copilul ăsta de câte ori am spus, faci o chestie, niciodată n-am auzit nu sau nu pot. Este un copil foarte bine organizat, este un copil care știe potența și o folosește la maxim. Și atunci și eu îl folosesc la maxim. Și drept dovadă că până acum am colaborat foarte bine și nu a dat niciun rateu. El este mâna mea dreaptă și este cel mai tânăr mecanic din câți mecanici am avut eu la karting. Am avut mecanici de 17 ani, am avut mecanici de 18 ani, am avut și mai mari, de 30 de ani, care mă ajutau, veneau în timpul liber. Ăsta are 15 ani, este clasa 9. Atât a avut o pauză la mine, cât a făcut trecerea de la clasa 8 la clasa 9, când au dat testele și, mă rog, examenele pentru trecere. În rest, nu a lipsit odată și niciodată nu l-am auzit, nu pot, nu vreau sau nu știu. Totdeauna i-am zis, Robert, aia trebuie făcut, aia să faci. Îl vedeam câteodată că nu poate, dar nu zis nu pot. Îl vedeam cu coada ochiului și atunci eram în spatele lui și spuneam, hai împreună. Așa e, Robert? Așa e. Așa e. Și atunci eu din spate, meseria să fură, nu să învață. Eu vreau să-l fac mecanic pentru că el deja, fiind mare, îl duc deja pe, ori merge pe karting, pe kartul cu 3 pedale, cu schimbător de viteză la 5 trepti, ori să duce pe mecanic. Asta rămâne el să stabilească povestea asta. Dar eu tind să-l duc spre mecanică pentru că îl văd că poate. Este un copil foarte rațional, foarte cerebral. Este un copil care se întreabă de întotdeauna, tot timpul s-a întrebat, de ce trebuie să fac asta? Și atunci, cerându-ți o explicație, este clar că el raționează ceva. Este clar că lui trebuie să-i explici ceva. Deci el nu face ca robotul, face asta ca așa zic eu, sub nicio formă. Deci până nu explici, el nu... Am înțeles. Robert, spune, când mergi la un concurs de karting ca și mecanic, practic cu ce te ocupi? Care sunt principalele tale atribuții? Duc kartul pe pistă, aduc kartul de pe pistă, echipez concurentul respectiv. Dacă, ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, trebuie să strică ceva, să arde bujii, ceva.
Mă ocup să schimb. Deci nu ai niciun fel de probleme imediat. Parcă ne vine să credem că la 15 ani un copil desface un card și îl asamblează înapoi. Bun, las și pe Radu să adreseze întrebările pe care le are. Te rog. Da, mulțumesc, Cristi. Ești un simpatic, dacă de obicei. Robert, dacă tot ești cel mai tânăr mecanic, cum a fost primul tău contact cu kartingul? Cu kartul. Când m-am urcat prima dată în kart, m-am plimbat, mă ținut de un profesor cu șofa, până la a patra tură de cerc acolo. La a patra tură mi-a dat drumul la șofă și a mers lejer, deci m-am simțit bine, cu toate că la sfârșit, poc. Am atins un pic bordura. Adică în sensul că tu ai vrut să faci un viraj sau... Da, am vrut să virez și aveam prea multă viteză, n-am, nu știu ce s-a întâmplat în moment. Deci celălalt viraj mi-a ieșit, m-am blocat, nu știu ce. Și primul contact al tău cu mecanica? A fost în timpul iernii când... Pur și simplu, mi-a dat o fișă domn profesor și am început să lucrez. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Mecanica sau... Amândouă. Și mecanica și practica. Car, mers pe car. Și de exemplu, la un motor, ce trebuie să-i faci? Ca să funcționeze? Da. Motorul, ca să funcționeze, are nevoie de combustibil și... Ca să rulezi, trebuie să fac un anumit proces. Depinde de motor. Motorul în patru timpi are patru timpi. Admisia, compresia, de tenta și evacuare. Tenta și evacuare, da. Dar referitor la acum încerc să-l ajut, că de asta e mecanicul tânăr. Încerc să-l ajut. Deci, la un motor, în primul rând, că nu oricine face amestecul de combustibil. În atelier la noi și la antrenamente și la concursuri, el este singurul, în afară de mine, care are voie să facă amestecul de combustibil. Amestecul de combustibil înseamnă 40 de grame de ulei la litru de benzină. Cu mențiunea că nu este un ulei oarecare. Nu, trebuie să este ulei de amestec. Exact. Cu cât este mai bun, cu atât motorul duce mai mult. Iar la noi, motoarele fiind în forjă, normal, căutăm și uleiuri buni și v-am spus și în emisiunea de luna trecută, v-am spus cam cât costă un kil de ulei și costă destul. El este singurul în afară de mine care face amestecul de ulei. Dacă este vorba de concurs, 30 de grame la litru. Dacă este vorba de antrenament, mergem 40-50 de grame la litru ca să păstrăm motoarele. În primul rând, în al doilea rând, el este singurul afară de mine care face reglajele la aer benzină. Deci cele două jigloare care sunt puse pe carburatoarele cartului, el este singurul care face treaba asta în afară de mine. La pornire, dacă dau comanda de pornire și pilotul este în cart, el este singurul care pornește la comanda mea, pornește motorul cartului, ori la șufă, ori la buton, depinde de cart. Practic încredere totală în mecanic. Este mâna mea dreaptă, v-am spus clar și de asta l-am și adus și de asta vreau. Eu, cum să vă spun, m-am văzut pe televizor din noi adevărat, nu că sătul, nu că nu-mi place, dar eu vreau să văd pe ăștia mici. Pe ăștia mici vreau să-i promovez și vreau să se vadă ei pe televizor în așa fel încât colegilor, prietenilor, vecinilor să-i vadă și poate iau un model de la ei. Exact. Pentru că poate alții sunt pe stradă și ăsta muncește. Și atunci, normal, poate muncești și ăla să-l ajungă pe ăsta din urmă. Este și motivul deci pentru, pentru care motiv. V-am spus și am și discutat, exact. Este motivul pentru care Ora de Sport promovează și, exact. Și acest model de copilul ăsta este tineri. Un model pentru mulți alți copii. Da. Robert, să te mai întreb ceva. Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai întâlnit într-o competiție de karting? Fie ca mecanic, fie ca pilot. Cum vrei tu să abordezi? Sau cel poate mai... chiar din ambele posturi. Cel mai dificil moment... Când s-a lovit unul dintre piloți de cauciucuri și era, trebuie să merg să-l iau de acolo, bine că au fost antrenamente. Mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta într-un concurs, chiar m-a blocat.
nu știam ce să fac. Având în vedere că celelalte carturi mergeau acolo, trebuia să mă frez de ele, să... Da, e și asta o greutate pentru un mecanic tânăr, să recunoști, se întâlnește cu astfel de situații, acum, poate nu este obișnuit. Dacă îmi permiteți, trebuie să precizez o chestie. Una este să fii pilot de kart, să stai în kart dacă acel kart s-a defectat sau l-ai lovit de o bordură, de un cauciuc. Și alta este să fii mecanicul care recuperează kartul cu tot cu pilot. Robert are instructaj special făcut pentru treaba asta, pentru că în momentul în care pe pistă sunt 10 carturi, 5 carturi, 7 carturi, câte ori fi, nu știu, el trebuie să recupereze cât mai repede cartul nostru. Și atunci el trebuie să se strecoare printre carturile alealte, să-și păzească picioarele, să se uite stânga-dreapta foarte repede, să traverseze banda pistii respective, să ajungă la car să vadă despre ce e vorba. Deci el pentru asta e instruit. Ca și mecanic are vreun, să spun așa, un echipament special? Nu. Are echipament cum au toți. E da, același deci echipament. Nu necesită, nu, nu necesită nu, pentru deci, că... Da, îl blindăm acum, dar tot copilul e mai mare decât acum, ce să-l blindăm. Nu, nu. Deci nu are echipament special, este echipat la fel ca ceilalți, dar el este învățat să țopăie cum țopăie iepurile printre carturi, în așa fel încât să ajungă foarte repede la cartul defect de pe pistă, să-l recupereze sau să vadă despre ce-i vorba și să-i dea drum mai departe. Robert, dacă tot discutam cu domnul director și a pus și el întrebarea, o să-ți adresez și eu. Te-ai gândit mai departe mecanică sau karting? Nu, știu, ar vrea să le fac pe amândouă. Să le faci pe amândouă. Dacă te-ai gândit spre o facultate de mecanică auto, de exemplu, te-ar bate un gând? Nu știu, nu m-am gândit încă. Pentru că dacă e să ne uităm la calitățile tale, poate vedem un viitor mare inginer auto. De ce nu? Pentru Doamne că Șupra. E foarte, foarte promițător. Radule, te rog, mai departe întrebările. Da, dacă am început prima dată cu Robert, vreau să-l întreb pe domnul director. Bun, să apropii iarna. Ce avem la cercul de karting în timpul iernii? Toată iarna asta și de obicei iarna la karting înseamnă testarea răbdării. De ce? Pentru că neputând ieși afară cu kartul, sunt foarte mulți care vor să tragă din volan, sunt foarte mulți care vor să conducă. Ideea este că iarna nu mai putem conduce, nu mai putem trage din volan și atunci începem. Fișe de lucru, chestionarii, circulații pentru elevi. Sunt mulți care plachează, renunță. Și Robert știe foarte bine treburile astea. Încercăm să le testăm și răbdarea, pentru că, așa cum v-am spus și luna trecută în emisiune, una din calitățile kartistului este răbdarea. Deci dacă el, pentru a concura 10 minute pe pistă, trebuie să reziste 10 ore, trebuie să aibă răbdare. Ei, aceste chestionare, nu numai că le testez răbdarea, dar ei mai și învață niște chestii din lucrurile astea. Și atunci începem cu aritmografii, cu scheme de motoare pe care ei trebuie să pună denumirile la piesele componente, cât mai multe, cu atât mai bine. După care, la sfârșit, în primăvară, până se termină anul școlar, le fac un portofoliu. Apoi și să vedeți în vară, când le dau portofoliu cu diploma de an, să vedeți atunci râsetii, că unul desenează, unul schimonosește o piesă, unul face nu știu ce. Atunci să vedeți cam ce înseamnă rezultatul unei ierni de muncă pe hârtie. Când vine primăvara și vine căldura, ieșim din nou afară, învârtim roata, tragem din volan altceva. Dar în toamnă îi primesc pe toți, în toamnă conduc toți. În primăvară deja încep să fac selecția la modul că cel care a avut răbdare toată iarna și a venit la cerc, în primăvară are prioritate. Cel care toată iarna a dormit acasă, e problema lui și așteaptă. Deci nu pot să pun egal într-un copil ca ăsta care muncește din toamnă până în vară, cu cel care iarna face o pauză de 5 luni sau cât iarna, cât o dura, Doamne, nu știu, și în primăvară când stopește zăpada și iese soarele, el vrea să se urce pe cart. Sub nicio formă nu poți spune egal în felul ăsta. Bun, pentru că tot am vorbit de pauze, trebuie să știți că vine peste noi și o pauză publicitară, după care vom reveni, reluăm discuțiile despre karting și despre alte subiecte interesante de la Clubul Copiilor. Până atunci, rămâneți cu noi!
niciodată, sun eu când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părțiale. Cosarom. Savurează diferența. Călătorește cu avionul la preț redus. Bilete de avion cu orice companie către orice destinație. Rezervări prin biroul de turism Bașcani, hotel central, lângă recepție. Tumplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Autotranscom. Definiția unui service auto complex. La Autotranscom, service multimarcă autorizat RAR, beneficiază de servicii de mecanică, diagnoză, electricitate, ITP și vulcanizare pentru autoturisme și camioane. În plus, te ținem depozit central de anvelope. Atenție! Schimbul de ulei și plăcuțe de frână se face gratuit dacă le achiziționați de la noi. Aveți încredere în personalul calificat de la Autotranscom și cu siguranță veți avea parte de lucrări de calitate. Autotranscom. La ieșire din Pașcani spre Suceava pe partea stângă. Telefon 0720050640. Autotranscom. Din respect pentru oameni și mașini. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Dal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Premergătoare muzicale începând de la numai 65 de lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Este important pentru tine să mănânci sănătos. Este important pentru familia ta să aibă pe masă produse proaspete și de calitate. Magazinul Avastar din Piața Deal vă oferă o gamă diversă de carne și preparate din carne prelucrate în propriul abator la standarde europene. Avastar, gustul și... Ne-am întors la ora de sport după momentele preferate ale tuturor de publicitate, sunt sigur. Da, bun, revenim la discuțiile despre Clubul Copiilor și despre karting. Să-l întreb direct pe domnul director Gabi Ciopraga dacă anul acesta și-a propus ceva referitor la karting și dacă rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, să spunem așa. Da. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, participările au fost puține și v-am spus și de ce. Dar putem să reluăm discuția pentru cei ce nu, da, nu au văzut. Din cauza multor concursuri cu taxe de participare și cu, mă rog, garanții materiale pentru transpondere. Și v-am zis, dacă eu merg cu 5 piloți și este 1 milion taxa de participare, eu trebuie să am buzunar 5 milioane pe care îmi pierd. Nu mi-i decontează nimeni, nu mi-i dă nimeni și atunci trebuie să-i pun din buzunar. Dacă la un copil îi spun, prietene, tu ca să mergi cu mine în concurs îți trebuie 1 milion taxe de participare, copilul nu mai vine. Și atunci e destul de greu, pentru copilul ăla este foarte bun. Lui Robert îi spun acum, Robert, tu ca să mergi cu mine să concurezi îți trebuie 1 milion. Păi Robert acum iese din emisiune și-a plecat. Așa-i? Așa-i. Plus, garanția materială pe transpondere. E 500 de mii la un concurs. Deci, în afară de la 5 milioane, eu trebuie să mai am la 5 piloți încă 2 milioane jumate garanția materială pe transpondere. Dacă copilul lovește cartul, dacă lovește transponderul, dacă îi pică transponderul de pe spătarul scaunului, s-o dus încă 500 de mii la un transponder.
Și atunci e foarte greu, e cheltuială foarte mare. În afară de ce cheltuiesc pe consumabilele cartului, pe piese, pe tot absolut, este o cheltuială foarte mare. Și atunci ne orientăm și noi spre concursurile care nu solicită taxe de participare și garanții materiale. Și atunci, față de anii trecuți, am fost la puțintele concursuri anul ăsta. Deci ne-am limitat și noi la concursurile în care am fost primiți fără taxe de participare, fără garanții materiale și alte chestii. Cum am scos rezultate. Da, exact. Am scos rezultate. De Daria Rusu ați văzut-o luna trecută. Vicecampionul județean. Am scos rezultate la Târgu Secuiesc, am scos rezultate la Șimleu Silvanii. Dar din ce în ce mai mult se restrânge treaba asta. De ce? Acum nu pot să dau vina pe organizator. Și ăla are o pistă. Și ăla trebuie să trăiască din ceva. Și atunci, normal, din ce să trăiască? Din închiriere. Taxa asta de participare, de fapt, pentru fiecare pilot, înseamnă închirierea pistei lui pentru concursul nostru. Noi, fiind pe kartingul școlar, karting amator, ei fiind cu pistă profesionistă omologată, este clar că ei trebuie să producă ceva. Că mai avem prieteni prin țară, de exemplu, cum e domnul Ștefan la Târgu Secuiesc, care și acum aș face milă de noi și ne primește în continuare fără taxe de participare, da. Dar în rest, tot e cu taxe de participare și atunci e greu. Am înțeles, da. Au început să apară aceste costuri și practic nu s-a aștepta nimeni, să spunem, în perioada respectivă să apară. Robert, aș vrea să te întreb, părinții tăi ce spun despre participările tale la karting? Ce părere au? Au părere bună pentru că îmi ocup timpul, pentru că învăț ceva nou. Sunt te de acord. Susțin, da, deci mă susțin, sunt, da, sunt de acord. Am înțeles. Bun, Radule, te rog. Da, domnule director, dacă în anii 2008-2009 participați la vreo 30 de concursuri, anul acesta ați participat la cele două concursuri, cum ne spuneați, care sunt acelea? Deci anul ăsta am avut Cupa Iașului la Iași, unde Daria a fost ieșit vicecampioană județeană, și am avut un Târgu Secuiesc. Atât. Și, de exemplu, la anul, cam ce v-ați propus? Noi vrem să mergem la cât mai multe. Ideea este că aceste concursuri trebuie să apară pe calendarul Ministerului Educației. Calendar care se aprobă undeva prin februarie anul viitor. Și în momentul în care apar pe calendar, vedem persoanele de contact, luăm legătura cu acele persoane de contact și vedem condițiile în care putem participa. Dacă iar ni se cer taxe de participare, iar e greu. Nu știu, să vedem în funcție de cum stabilește organizatorul. Organizatorul este șeful. El este cel care stabilește prin regulament ce se întâmplă, când se întâmplă și unde se întâmplă. Bun, dacă în emisiunea trecută am vorbit despre concursurile de karting și ultimul concurs de karting la Pașcan a fost în anul 1999, cum ne spuneați. Da, atunci a fost Montale. Așa. Cam când sperați și un concurs la Pașcan? Eu sper și anul viitor. Chestia e să avem infrastructură. În rest nu e problemă de nimic. Deci spațiul este, condiții sunt. V-am mai spus și luna trecută în emisiune, nu învinuiesc pe nimeni, nu cer mai mult decât se poate cere. Dar pentru karting în circuit urban trebuie anumite condiții. La modul că garda la sol fiind foarte mică, deci karturile care le am eu la Clubul Copiilor sunt până în 10 cm garda la sol. Și atunci o simplă piatră, o simplă, eu știu, bucată de cretă de aia sau piatră plutitoare, cum se spune, cu care se construiesc blocurile, beceaurile alea. Dacă o prins-o sub botul cartului, o pierdut direcția. În momentul în care va fi un asfalt cât de cât, pe o zonă, cât de cât, nu contează unde, facem concursul, nici nu se pune problema. Eu sunt primul care depun proiectul și aduc concurs cel puțin județean, ca să nu zic regional, îl aduc la Pașcan.
Am înțeles. Bun. Aș vrea să trecem un pic la Clubul Copiilor, să rămânem strict pe Clubul Copiilor și să vorbim și de celelalte cercuri. Care ar fi cele mai aglomerate cercuri anul acesta în care s-au înscris copiii cei mai mulți și care ar fi cercurile care au adus cele mai bune rezultate pe anul acesta? Pentru că ne apropiem de sfârșitul anului, iată, mai sunt câteva zile, se termină și luna noiembrie și ne trezim în luna decembrie. Da. Toate cercurile au adus rezultate. Fără discuții. Cele mai aglomerate, ca de obicei, sunt cele artistice. Orice părinte spune, copilul meu cântă în baie de nu-i adevărat, copilul meu dansează de nu-i adevărat. Deci la cercurile artistice este plin. Acum mai avem solicitări din scriere. Îi rugăm pe părinți să aștepte semestrul 2. Să vedem, să facem și noi o selecție, să vedem... Haideți să vorbim un pic ca și număr. Câți copii sunt anul acesta? Care ar fi... Trecem de 1000. Trecem de 1000. Trecem de 1000 pe tot clubul, da. Așa, da. Bun. Vă rog. Fără filiale. Deci noi avem filiale și la Hălăuce și la Ruginoasa. Deci fără filiale trecem de 1000. Acum. Așa. Cu cereri de pusii la dosar, la mapă, la tot. Cu tot cu filiale cu Ruginoasa și Hălăucești, cred că 1400. Cele artistice oricum sunt căutate foarte tare, foarte tare. La fel, informatica e căutată, crunt. Ecologia, protecția mediului, floricultura este căutată. Este cercul de atelierul fanteziei, la fel, căutat, pentru că ăia fac orice din orice. Adu un copil, pune-l la masă, dă-i trei materiale și să vezi ce iese din el. Nu contează să-i spui ceva să facă. Îl lași să inventeze. Iese cremă ce-i acolo, ce poate să inventeze un copil de 7-8 ani, e cremă. Sora lui Robert, da. E acolo. Să vedeți ce inventează sora lui Robert. Chimia experimentală deja se duce spre cei mai mari. Deci ăștia deja lucrează mai serios, sunt mai responsabili, au niște așteptări la chestia asta. De ce? Pentru că ei fac niște reacții, consumă niște reactivi, fac altceva. Dar ei fac ce nu fac la școală. La școală fac teorii, eu știu, poate fac și experimente, nu pot să zic. Dar ei vor să vină să completeze niște treburi pe care le fac la școală. Modelismul la fel, de la 4 ani jumate, 5 ani, că e frică la Vasilia Petre, e frică să-i dea o cate română, să dai o bucată scârțuitoare, iar e plin. Și cam toți suntem plini. Eu am acum 132 înscriși la carte. 132 cu cereri pe masă și numărate. Și cu mențiunea că puteți să faceți un echipaj, practic. Da, un echipaj de 5, plus un mecanic. Deci atât. Ăștia sunt. Și atunci vă dați seama, acum ne jucăm, râdim, glumim, le mai dau să deseneze, le mai dau o fișă. Dar vă dați seama că în primăvară, când încep să selectez un echipaj, cam câți ochi sunt înlăcrimați și cât de puțini ochi sunt cei care râd că sunt în echipaj. Asta vreau să vă întreb și eu. Cum împăcați 130 de puști? Îi jale, deci mi se rupe inima, sincer. Dar îi iau pe cei mai buni din cei buni. Sincer. Deci eu niciodată n-am ieșit cu un copil, că aici un reflector sau două, dar niciodată pe pistă n-am ieșit cu un copil dacă știam că acel copil nu face față. Chiar dacă vedeam că duci, îi mai spuneam prietenii, încă un an, tu nu faci față la ce te duc eu. Și vine altul. Deci, sub nicio formă, nu scot un copil la dârvală, cum zicem noi, l-a dus cartul, l-a intrat pe concurs, decât dacă eu sunt, cel puțin eu sunt sigur că l-a face față. Dacă nu face față, nu. Îmi pare rău, asta este. Pentru că tot v-a întrebat colegul meu despre ce se va întâmpla anul viitor. Concursurile, în general, sunt cele desfășurate la Iași. Ne spuneați de acele taxe de participare. Rămân valabile și la anul, din ceea ce știți dumneavoastră? Nu știu. Deocamdată de-abia s-au depus proiectele. Acum 2 săptămâni au fost termenul final de punerea proiectelor pentru calendarul activităților educative extrașcolare. Nu pot să vă spun acum ce au prevăzut fiecare organizator care a solicitat organizarea concursului, ce au prevăzut în proiectul respectiv. Când o să primim calendarul, atunci o să știm și calendarul oricum e undeva prin februarie să primești. Dar nu numai la Iași. La Iași, culmea, că la Iași nu ne-a cerut nimeni nicio taxă. Noi acolo ne ducem ca la noi acasă, la Carfuriera. E colegul meu, Chiriță, am înțeles că acum au început să-și revină din căderea cu planorul lui. Dar taxele se percep în partea aia altă, în Ardeal.
Acolo sunt probleme, la concursurile naționale. Ei și permit în partea centru, oare care măsură? Acolo e mămica tăticul kartingului, să zicem, pe românește. Deci din Ardeal, Târgu Secuiesc, Șimleu, Silvanie, Torsura Buzăului, Brașovul, până la Arad, acolo sunt etapele. Singura etapă în partea asta, altă, în sud, este București, atât. Trebuie să menționăm telespectatorilor că singura, să spunem, pistă serioasă de karting din Moldova se află la Bacău. Se numește Selena și este o bază sportivă complexă, o bază sportivă cât se poate de serioasă pentru karting în special. Nu știu dacă se poate practica pe ea și alte tipuri de da. Sporturi cu motor. Da, numai că ei au intrat pe kartingul profesionist, iar noi suntem karting școlar. Da. Orice intrare pe pistă, taxă. La aceeași poveste ajungem ori de câte ori discutăm treaba asta. Bun, Radule, te rog. Bun, domnule director, dacă tot sunt atâtea solicitări, se mai poate introduce o nouă catedră de karting? Nu, sub nicio formă. Nu se poate introduce nici măcar o altă catedră nouă. De ce? Pentru că prin ordinul ministrului, de ani de zile, schema posturilor este blocată. Deci, ca noi să cerim o catedră, trebuie să o luăm de la altcineva din sistemul nostru. Bun. Și atunci... Știm că la Hălăucești a fost o catedră de karting. Da, Nicolae Grozavă, Dumnezeu să-l ierte, așa. Fostul meu coleg și prieten. Nu se putea aduce la Pașcani? Păi nu se putea aduce, că în momentul în care a murit s-a eliberat catedra și s-a blocat. Da, dar cu noua, poate, Doamne ajută. Doamne ajută, așa? Vă abia aștept să ne ajute să ne mai dea niște catedri. De exemplu, la Clubul Copiilor sunt solicitări foarte multe pentru dansul popular. Sunt solicitări foarte multe pentru șah. Până, deci anul trecut școlar, 2011-2012, profesorul Brădățeanu de la Miron Costin a făcut voluntar șah. Am zis, băi, decât să-l faci pe o bancă sau într-o clasă când se termină orii, vine că îți dau o sală aici. Am primit de la o familie din Italia și le mulțumesc, oricum ei au fost și le-am mulțumit și ne-au văzut ce facem. Am primit table de șah, cutii de șah, piese de șah, cronometrii, tot. Și atunci am zis, domnule, dacă eu am tot ce trebuie aici, vină la mine și fă voluntariatul aici, de ce să-l faci pe bancă în parc? Anul ăsta nu mai poate să vină Brădățeanu pentru că este băgat cu cexul. Este prins la centrul de excelență. Și nu mai poate sâmbăta să vină, iar în timpul săptămânii niciodată nu poate să vină. Și am blocat și treaba asta. Deci sunt solicitări. Eu aș vrea să fac. Acum așteptăm ștampila și dau și drumul la hârtii și la demersuri să încercăm măcar să cerim, să arătăm că cerim. Că o-mi primi, că nu o-mi primi, nu știu. Am înțeles. Bun, dacă tot am ajuns la subiectul șah, imediat mi-am amintit de ceea ce vor organiza cei de la Clubul Sportiv Municipal și am zis că ar fi bine să spunem despre lucrul acesta, în special tinerilor pășcăneni, iubitori de tenis, de câmp și de șah. Astăzi eram într-o discuție cu președintele Clubului Sportiv Municipal, domnul Bogdan Mandric, și ne spunea că are de gând pe 1 decembrie, deja să spunem că s-au pus primele pioneze, ca să nu spunem că treaba este bătută în cuie, despre un concurs de tenis la sala sportivă municipală, practic sala de sport de la stadion, cum o știe toată lumea din Pașcani, și unul dintre vestiare va deveni, să spunem, eu știu, destinat concursului de șah, că nu știu cum să-i zicem altfel. Da, prin 1 decembrie se numește Cupa 1 decembrie tenis de câmp și șah. Activitățile, v-am spus, vor avea loc la baza sportivă municipal. Ce nu am aflat și nu ne-a putut comunica nici președintele clubului CSM, sunt condițiile de participare și, mă rog, multe alte chestii organizatorice. Vom veni, vom ține la curent cu acest subiect pe ziarul Orizont.info și pe, bineînțeles, pe postul TV Bit Pașcani. Despre viitor am vrea să vorbim, domnule director. Nu știu, era o reclamă, cred că pe la Conex, acum cu ceva ani, cu viitorul sună bine. Viitorul sună bine la Clubul Copiilor? Sună bine, da. Sună bine, în primul rând, că vrem să facem o figură frumoasă pe 15 decembrie cu un carnaval al copiilor, pentru că anul trecut, în decembrie, am întrerupt tradiția noastră cu carnavalul fulgilor de nea, cum îi zicem noi, pentru copii.
Pentru că ne-am mutat, abia ne-am așezat, nici nu aveam mobila pusă ca lumea, toată lumea căra, toată lumea cerea, era o nebuneală totală. Anul ăsta vrem să facem o figură frumoasă pe 15 decembrie și chiar vă invit și invit pe toți copiii care activează la Clubul Copiilor pe 15 decembrie la ora 10 la Carnavalul Fulgilor de Nea cu Moș Crăciun, cu un spectacol, cu un karaoke, cu, eu știu, cu supuleți pentru ei și niște pachetele pentru ei. Încă acum sunt în zbateri să mai aduc niște fonduri. Sper să îmi reușească anul ăsta. Dar eu zic o să iasă ceva frumos și o să iasă altceva decât a fost când eram la clădirea în deal, aici în deal, în Aleea Parcului. O să iasă altceva, deci nu o să mai fie un carnaval clasic pentru copii, cum făceam noi cu spectacol, cadențat, o să iasă cu totul altceva. Sunt niște surprize, nu pot să vi le spun, că mă înjură colegii mei care muncesc la treaba asta, dar oricum o să iasă altceva. Da, bun, Robert, tot despre viitor aș vrea să vorbesc și cu tine. Te-am întrebat dacă vrei să continui în karting sau în mecanică. Tu, pe viitor, ce planuri ai? O să te întâlnești cu întrebarea asta, de exemplu, o să vezi peste câțiva ani, o să trebuie să te duci la un interviu și tot timpul la un interviu o să vină câte un deștept de asta să te întrebe ce ai de gând să faci peste 10 ani. Iată, ar fi o întrebare pentru tine în seara asta. Unde te vezi peste 10 ani? La reuniunea colegilor din clasa 8. Da, iată, și-o răspuns pe, și-o răspuns pe, da, pe măsură. Da, bun, Radule, dacă mai ai întrebări pentru invitații noștri. Da, Robert, bun, se apropie sezonul rece și cum știi, domnul director se bagă în atelier. Tu ce vei face? Alături de dumnealui. Adică vei sta împreună cu dumnealui lângă cart, meșterind cartul. Da. Și motorul, asamblezi, desamblezi? Depinde ce este nevoie. Acum, de exemplu, în ce condiții sunt carturile de la Clubul Copiilor? Există un cart funcțional, două carturi funcționale de CRGO și cartul de 60, comorul de 60, iar cel de 50 are bara direcției îndoită. Și asta și ce este? Cartul, nu poți să faci virajele drepte, adică cartul merge strâmb. Bun, și asta înseamnă că trebuie să refaci? Schimbarea direcției, da. Și cum vei face? Ia o șurubelniță. Șochii de 10. Scot bara veche și pun una nouă. Sau încercăm să o îndreptăm pe aia veche. Deocamdată. Deocamdată. Sper. Domnule director, cam cât ajunge o bară de direcție, dacă tot... 7 euro. Mult, puțin, pentru Clubul Copiilor? Nu pentru Clubul Copiilor, pentru buzunarul meu. E mult. Pentru Clubul Copiilor n-are nicio valoare, pentru că nu ne plătește nimeni nimic, nu ne contează nimic. V-am mai spus treaba asta. Da, avem și primele reacții pe telefonul mobil. Un telespectator îl felicită pe domnul Ciopraga. Opa. Vă spune să o țineți tot așa, vor crește mari și urmașii noștri și o să-i aducem la cart cum am fost noi. Zice, Doamne, și transmite să mesajul. Fie așa, sănătate multă celui care a scris treaba asta. Bun, Radu, dacă mai avem întrebare, dacă nu punem punct pe seara aceasta. Bun, eu zic să... Vedem ce mai zice Robert despre karting. Am văzut și câteva fiare pe acolo, un fost kart. Da, karturile vechi, care unul dintre ele încercăm să-l recondiționăm. Pentru mine, kartul schimbător, să-l folosesc. Am fost folosit acum mult timp. Asta am fost câștigător la etapa națională, povestea domnul profesor. Pentru tine îți vine greu să asamblezi un kart din ăsta vechi, de exemplu, ți-e mai ușor pe tehnologia nouă, că știu că sunt carturi astea venite noi, făcute prin Italia, prin Spania, da, până sunt făcute, și cele vechi românești, comuniste, cum le spunem noi. Care e mai greu de asamblat? Amândouă mi se par la fel, deci nu mi se pare o diferență uriașă. Dacă vreți să adăugați ceva, vă rog. E diferența de greutate, că eu l-o simțit, da, cu el, scot carturile afară și știi ce înseamnă să ridici un cart italian. Și unul românesc. Și unul făcut din Brașov,
care te leagă de pământ și abia îl rădici și îl dezlipești de gresie sau de asfalt. Bun, cu ocazia asta încheiem pe seara această ora de sport cu mențiunea că etapa viitoare, să spunem așa, marțea viitoare, vom avea în studioul nostru doi invitați speciali. Ne întoarcem la fotbalul ce era odată la Pașcani, aducem doi foști mari fotbaliști ai Pașcanului. Nu vă spunem momentan despre cine este vorba, să vă ținem în suspans. Important este să fiți alături de noi data viitoare și să vedeți pe oamenii respectivi ce au dedicat o viață acestui sport. Și veți înțelege când îi veți vedea în studioul nostru. Mulțumesc tuturor invitaților pentru prezența în studio. Mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. O seară bună!